Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar! Oamenii de știință tocmai au deschis o peșteră care a fost sigilată acum milioane de ani și au făcut o descoperire interesantă. Ținută sub tăcere de mai mulți ani, descoperirea accidentală a unor specialiști români ce realizau studii geodezice în anul 1986 pentru amplasarea unei termocentrale în apropierea Mării Negre la Mangalia, peștera Movile avea să fie considerată una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului, ce revoluționa complet teoriile asupra apariției vieții pe Pământ. Este un fel de capsulă a timpului de mai bine de 5,5 milioane de ani. De când a fost descoperită, în anul 1986, peștera Movile a fost studiată în amănunt de cercetători români și străini. Chiar și cei de la NASA au venit aici. După ce lucrările s-au terminat, a fost acoperită cu o placă de beton și peste tot sunt semne de avertizare pentru că înăuntru este mediu toxic. Marte subpământean, așa au denumit specialiștii de la NASA, ecosistemul care s-a format în peștera Movile. Epocala descoperire realizată de cercetătorul Cristian Lascu a fost certificată 10 ani mai târziu de către cercetătorii de la NASA, care au adus la Mangalia un laborator mobil ultra-sofisticat și o echipă de savanți ce au lansat un proiect de cercetare în colaborare cu omologii români. Peștera din România este considerată singurul loc care ar continua să existe în cazul unui atac nuclear. NASA a studiat-o și a făcut o descoperire impresionantă. Peștera de la Movile, de lângă Mangalia, avea să uimească întreaga lume științifică odată cu descoperirea vieții într-un ecosistem chemoautotrof unic, total izolat de atmosfera terestră și perpetuat într-o lume subterană ostilă oamenilor, animalelor sau plantelor de la suprafață. Pentru prima dată când se descoperea viața în cele mai ascunse cotloane ale Pământului, viața subterană nu depindea de cea de la suprafață. Larry Lemke, de la NASA, care lucrează la o misiune de cercetare a existenței vieții pe planeta Roșie, a asemănat condițiile de viață din peștera Movile cu cele de pe Marte și a avansat supoziția că ar fi fost posibil să fie existat forme de viață pe această planetă în urmă cu 3,5 miliarde de ani, când Marte era mai caldă. Cazul peșterii Movile a readus speranța găsirii unor forme de viață incipiente în subteranul planetei Roșii, unde există surse de apă lichidă caldă. Însă la Movile, biologii de la Institutul Național de Speologie au descoperit un cerc complet închis, un ecosistem stabil alcătuit din viețuitoare și fungi, total izolat și independent de suprafața terestră, la doar 20 de metri adâncime, ce funcționează pe baza chimiosintezei și a fost separat complet de mediul exterior timp de circa 5,5 milioane de ani. Acest lucru l-a făcut pe unul dintre cercetătorii care au descoperit și studiat flora și fauna de aici să concluzioneze că, dacă în urma unui război nuclear viața de pe Pământ ar dispărea, acest ecosistem ar fi un supraviețuitor. Explorarea științifică a peșterii Movile, mărturisește Cristian Lascu, a început abia în 1990, timp în care peștera a fost izolată. În total, aici s-au descoperit 35 de specii complet noi care trăiesc într-un mediu foarte bogat în hidrogen sulfurat, cu o atmosferă foarte săracă în oxigen, dar bogată în dioxid de carbon și metan, asemănătoare oarecum cu fosele vulcanice de pe planeta Marte, după cum au apreciat ulterior cei de la NASA, spune Lascu. Potențialul științific al peșterii Movile nu este epuizat, a declarat Cristian Lascu. De altfel, observațiile continuă aici și se fac explorări în fiecare an, dar integritatea habitatului este pusă în pericol în fiecare zi, inclusiv de către căutătorii de fier vechi, care atentează constant la imensa ușa metalică ce obturează accesul de la suprafață. Mai există un pericol constant pe care autoritățile locale trebuie să-l ia în calcul și este chiar în sarcina lor.
acela al extinderii zonei urbanizate din Mangalia către perimetrul în care este localizată peștera și care este definit drept rezervație științifică cu regim strict protejat. Ei bine, în cartierul nou construit ce se extinde, trebuie racordate toate locuințele la rețeaua de canalizare, căci orice fosă septică clandestină poate provoca infiltrații în subsol, ce ar ajunge prin pânza freatică în mediul special din peștera Movile, care se pare că păstrează secretul originii vieții. Prezența umană în acest loc amenință serios existența ecosistemului, deoarece simplul proces respirator poate cauza dezechilibre ireversibile prin modificarea nivelului de oxigen și de dioxid de carbon din peșteră. De altfel, pentru protejarea habitatului și ecosistemului, perioada de lucru în interiorul peșterii este limitată la doar 2 ore și accesul este permis de maxim 2 ori pe lună pentru specialiști și limitat la maxim 3 persoane într-o incursiune. În plus, trebuie purtate încălțăminte și costume curate pentru a evita contaminarea, avertizează Lascu. Cercetătorii români spun că nu există dovezi ale provenienței apei din exterior și că apa din caverne provine cel mai exact dintr-o rezervă subterană care ar fi fost păstrată aici timp de peste 2500 de ani. În peșteră au fost identificate 2 spații cu aer. În primul se aflau specii de nevertebrate cunoscute, iar în cel de-al doilea a fost descoperit un strat ce avea o consistență lăptoasă, compus din materiale organice. Aerul nu era respirabil, fiind otrăvit cu gaze nocive vieții, hidrogenul sulfurat și dioxidul de carbon, nivelul oxigenului fiind foarte scăzut. Absența luminii solare duce la eliminarea posibilității de a obține hrana prin fotosinteză, iar organismele de aici s-au adaptat la condițiile de mediu utilizând energia chimică rezultată din oxidarea hidrogenului sulfurat. Microorganismele folosesc chimiosinteza sau chemosinteza pentru a-și procura hrană. Acest procedeu a dus la formarea stratului cu aspect lăptos plin cu microorganisme care au constituit hrană pentru celelalte animale aflate în peșteră, ei fiind ultima verigă a lanțului alimentar. Vietățile din subteran au culoare pală, iar ceea ce îi diferențiază complet de rudele lor de la suprafață este lipsa totală a vederii și antenele de proporții gigantice pe care le folosesc pentru a se deplasa pe întuneric. Expediții ulterioare aveau să identifice alte 3 zone cavernicole, oarecum asemănătoare ca morfologie cu peștera Movile, alimentate cu ape sulfuroase și termale, unde există viață, în Italia, în munții Apenini, în Grecia și la Marea Galilei, în Israel, unde există adevărate oaze subterane cu viețuitoare înrudite cu fauna de la noi, dar Movile își păstrează unicitatea absolută, a subliniat dr. Cristian Lascu. Din punct de vedere geologic, peștera este cuprinsă în platforma moesică și datează din cuaternar. Cu o lungime de 300 de metri și o suprafață totală de doar 12.000 de metri pătrați, peștera este relativ mică, având pasaje înguste ce alcătuiesc un labirint de galerii joase de 1-2 metri cu profil rotunjit. Se crede că populația peșterii a fost izolată în urmă cu 5 milioane și jumătate de ani, când nivelul Mării Negre a scăzut simțitor, o perioadă în care cei mai apropiați strămoși ai omului de azi erau maimuțele din sudul Africii. Peștera Movile, capsula timpului pentru 5,5 milioane de ani, mediul din grotă asemuit celui de pe Marte, viață fără oxigen. Peștera Movile de pe litoralul românesc este considerată de speleologi una dintre cele mai mari descoperiri științifice ale secolului 20. Caverna este unică datorită sistemului de chemosinteză prin care organismele au supraviețuit, în lipsa oxigenului, prin oxidarea unor substanțe minerale. Inclusiv cercetătorii de la NASA au comparat mediul din peșteră cu cel de pe planeta Marte.
Până în 1990, când s-a început explorarea peșterii, cei 12.000 de metri pătrați au fost complet izolați de schimbările mediului exterior. Ecosistemul se presupune că ar fi fost separat de mediul exterior pentru aproximativ 5,5 milioane de ani, chemosinteza fiind procesul care stă la baza funcționării sistemului, explică speleologii de la Grupul pentru Explorări Subacvatice și Subterane, prescurtat GES, cei care au grijă de peștera mobilă. Dacă Nicolae Ceaușescu n-ar fi ordonat construirea unei termocentrale lângă Mangalia, universul de la Movile ar fi rămas necunoscut. Speleologii de la Grupul pentru Explorări Subacvatice și Subterane sunt cei care o au în grijă. Liderul lor, Cristian Lascu, redactor șef al revistei Național Geographic România, a relatat cum a decurs descoperirea peșterii denumite un tezaur biospeleologic. În 1986, Nicolae Ceaușescu ordona începerea investigațiilor geologice în zona 2 mai Vama Veche, în vederea construirii unei termocentrale uriașe. Se zice că dictatorul ar fi indicat locul chiar din elicopter. Locul indicat era o zonă karstică dominată de movile. Am forat un puț ca să găsesc peștera. Am avut puțin noroc pentru că am nimerit chiar în galerie la 20 de metri adâncime. Am văzut pe pereții încăperii mișunând păianjeni, scorpioni, miriapozi și alte viețuitoare. Biologii de la Institutul de Speleologie au determinat fauna și au zis că sunt nemai întâlnite în lume. O specie nouă de păianjen, singurul scorpion de apă dulce cunoscut, nu știu ce lipitoare minune și prima lipitoare cavernicolă din lume. Proiectul de construcție a termocentralei a fost abandonat din fericire. În 1996, peștera este luată în vizorul NASA, care împreună cu cercetătorii români lucrează la peșteră, interesul fiind maxim, asemănarea cu fosele vulcanice de pe Marte fiind evidentă. Odată lucrările terminate, cercetătorii români au fost furați de NASA, glumește Lascu. Speleologul arată că potențialul științific al peșterii nu este epuizat, însă nimic semnificativ nu se mai petrece la Movile. Intrarea în peșteră se face printr-un puț săpat artificial închis cu o poartă de beton. Peștera nu poate fi vizitată decât de specialiști în echipe de 2-3 persoane, iar durata unei vizite nu trebuie să depășească 2 ore. Cercetătorii notează că peștera este așezată în platforma moesică și datează din Cuaternar. Are o lungime totală de 300 de metri și pasaje înguste ce alcătuiesc un labirint de galerii joase de 1-2 metri. Mediul din subteran este foarte bogat în hidrogen sulfurat. Nivelul oxigenului este destul de redus, nivelul dioxidului de carbon este ridicat, în timp ce nivelul metanului este destul de ridicat. Apa din peșteră are o compoziție chimică diferită față de fântânile din apropiere, iar în sedimentele din peșteră nu s-au găsit izotopii radioactivi comuni în solul României după accidentul de la Cernobâl din 1986, au constatat speleologii de la GES. Ecosistemul din Movile, caz unic pe Terra. Nu depinde de energia solară. Mangalia se mândrește cu patrimoniul său inestimabil, unic în lume. Pe site-ul primăriei Mangalia este descrisă seria de descoperiri a specialiștilor. Peștera are la capătul galeriei un mic lac cu apă termală sulfuroasă. Au mai fost găsite câteva încăperi mici, parțial inundate, cu numeroase viețuitoare nevertebrate, viermi, melci, gândaci, scorpioni, izopode, lipitori, miriapode. Toate sunt depigmentate și lipsite de ochi, dar înzestrate cu antene lungi și cu alte adaptări specifice mediului cavernicol. Când și cum s-au adaptat viețuitoarele mediului relativ ostiv al peșterii, a rămas o întrebare fără răspuns. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!